Lacul de acumulare din zona Cug stă de ani de zile uitat în bălării. Deși ar putea deveni un loc pentru recreere care ar deservi locuitorilor din zona Cug și Nicolina, se pare că autoritățile l-au dat uitării. Ba mai mult, deși anul trecut primăria transmitea faptul că a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru modernizarea zonei, acum au transmis că proiectul a picat. Dacă vrei să te relaxezi în zona Cug, nu ai prea multe variante. În zonă se construiește haotic, lipsind cu desăvârșire un loc în care oamenii se pot relaxa. Singura zonă care a rămas nevizată de blocuri este cea a lacului Cug, care urma să fie modernizată cu spații de joacă, trasee, alei pietonale și piste pentru biciclete, însă primăria a contramandat totul. Zona lacului de acumulare din Cug urma să devină loc de recreere și relaxare pentru locuitorii din zona Cug, dar și din zona Nicolina. Însă acest lucru nu mai este posibil, deși exista un studiu de fezabilitate finalizat încă de anul trecut. Primăria a anunțat că nu a primit avizul de mediu pentru reabilitarea și modernizarea acestui loc. Documentația prevedea amenajarea unui parc pe o suprafață de 5200 de metri pătrați, iar investiția era estimată la 5,7 milioane de lei. Studiul de fezabilitate pentru reamenajarea malului lacului Cug 2 a fost finalizat anul trecut, iar apoi a mers spre avizare la Agenția pentru Protecția Mediului. Însă, potrivit autorităților, nu a trecut de acest pas. Ieșenii sunt de părere însă că primăria ar trebui măcar să întrețină zona regulată. Ar trebui modernizată, de păcat el că stă așa în paragină. Nu se poate, are face ceva. Păcat că e mizeria asta, după cum a fost atâta vreme care secetul nu a plouat, el nu a scăzut, păcat, frumusețe, au niște copaci frumos puși pe aici, păcat că e așa. Minimul, foarte frumos niște bănci, pus niște pompe pe aici așa, pe margine, niște bănci că vin, stau pe iarbă copii, părinți copii, se joacă seara pe aici. E ceva frumos. Sigur că ar trebui modernizat. În primul rând, e foarte multă mizerie, tu trebuie curățată. Ce pot să spun? Ca zona, așa e frumos, dar nu e curățat. Întreaga zonă din jurul lacului Cug 2 este inclusă ca spațiu verde în registrul spațiilor verzi și are suprafața totală de 6,5 hectare, în timp ce lacul se desfășoară pe 2,5 hectare.